Dacă ați visat să vă tunați mașina asemenea celor din filmele din Hollywood, atunci să știți că o puteți face și în Moldova. Măiestria și fantezia fraților Petru și Constantin Bolea sparg stereotipurile gândirii standarde. Odată ajuns în oficiul fraților Bolea, am înțeles că talentul și fantezia sunt la ele acasă. În pofida faptului că studiile de bază sunt departe de domeniul designului automobilistic, Constantin este convins că succesul afacerii sale este dorința de a lucra. Că de obicei, când începi un lucru, începi că vrei să câștigi niște bani. Și mai cumpărat mașini, le-am mai vândut, le-am mai gătit. Mi-am dat seama cât mai frumos, cât mai bine se vând. Până când ne-am specializat anume pe lucrările care le facem. La mine studiile chiar sunt total diferite. Nici cum nu sunt legate de ceea ce mă ocup. Undeva mi-a plăcut lucru. Este un lucru foarte interesant în care poți să... Trebuie să folosești imaginația, creativitatea și, sigur, îmi place cu ceea ce mă ocup. Din echipa sa fac parte tineri dornici de muncă, iar criteriul angajării în cadrul companiei sale este dibăcia mâinilor și acuratețea cu care își execută meseria. Iar atunci când tinerii capabili au nevoie de ajutor, Constantin nu ezită să le vină în ajutor cu un sfat. Niciodată n-am întrebat anume și studii, pentru că poate că eu nu sunt cu studii anume din sfera asta, dar tare mult depinde de dorința de a crea ceva, din dorința de a face ceva frumos și anume să vrei să muncești. Doleanțele clienților stau la baza lucrului pe care urmează să-l execute. Astfel fiind ascultați, specialiștii vin și ei cu propuneri. Modificarea interiorului mașinii sunt în funcție de cât de dispuși sunt clienții să scoată din buzunar. Astfel, mașinile sunt dotate cu fotorii îmbrăcate în piele, pat, mini bar, televizoare, sisteme audio și safeu. Mașina în cauză este mașină business class, să fie comod pentru întâlniri, așa să vă arăt, sunt mese speciale făcute, să aibă, este frigider, bar, masă, safeu și de sigur 7 locuri, foarte comode, care ele sculcă, se rotesc, asta dinainte, ca în caz de convorbire, scaunele se rotesc, mesele se deschid și, desigur, poți duce discuții. Și, poate ați observat, avem televizor care se închide, se deschide, când mașina merge, practic, camera din față, din spate, este ratată la televizor. Violeta Neamțu este și ea un client al fraților Bolea. Cerința cu care a venit către specialiști a fost un food car pentru afacerea pe care o administrează. Așteptările sale au fost satisfăcute 100%. Întâmplător am dat de compania respectivă care se ocupă de reutilarea mașinilor. Am fost foarte fericiți din motivul că din start băieții au avut o atitudine foarte serioasă față de problema noastră. Adică n-au zis din start că, păi da, facem, tăiem și vedem mai departe ce iese. Nu! S-au apropiat cu maturitate de, într-adevăr așa a fost, de mașina noastră și de problemele, de cerințele noastre și deci am dat-o pe mâinile lor foarte îndrăzneț înăuntru mașinii, în salonul mașinii a fost ca mobilierul făcut să nu se miște, pentru că ar fi antipatic să te miști pe stradă, să te duci undeva și toate din mașină să umble așa cum vor ele. Băieții au avut planul lor, eu nu mă pricep chiar niciun gram în privința pereților. Pereții au fost refăcuți în așa mod ca să poată fi pus mobilierul. Iarăși, în așa mod, mobilierul ține, este puternic. Ia uitați-vă, am așa niște dulapuri care am tentația întotdeauna să le deschid pentru că se deschid într-un mod extraordinar ca copiii, știți? Iată așa, sunt foarte, și toate sunt în modul ăsta făcute. Apoi, partea cea mai importantă în mașina noastră este apa. Noi avem și apă în mașină. În afară de minunea că este lumină, mai avem și apă. Iată așa, avem un robinet cu apă care chiar funcționează și... Deci noi suntem gata pentru a vinde înghețat. Avem prize, avem lumini. Dacă unii clienți apelează la specialiști pentru a le dota mașinile pentru afacerea sa, atunci alții vin să-și împlinească visul din copilărie. Ideea de a avea așa o mașină VIP sau lux e de mult, e clar lucru, de când eram copil mic îmi plăcea, dar nu-mi permiteam. Acum am auzit de băieți, când am procurat-o era simplă, tapisăria simplă, tot simplu. Am văzut pe internet, am văzut cam așa ceva și am venit la băieți, le-am spus cam ce vreau, băieții mi-au propus și mi-au făcut o mașină care îmi place mie. Care vă place mie? Da. Unde să mergeți cu această mașină?
mai mult e pentru mine, pentru familie, pentru prieteni. Și de-a cu vremea să vedem. Pe lângă faptul că protagoniștii noștri schimbă interiorul microbuzelor, ei mai au și pasiunea de a tuna bolizi. Unul dintre acestea este chiar mașina de competiție a fratelui mai mare, Petru. Avem două mașini, un Smart modificat cu motor de motocicletă, Hayabusa. Petru, fratele, el participă la autoslalom, prin ce are, după câte vedeți, și locul din tâi, destul de bine. Și a doua mașină, o Honda, care participă la altfel de competiții. Abia a început cu Honda, nu de mult a făcut-o, are o singură competiție deja participată, dar vedem pe viitor. Serviciile atelierului sunt solicitate atât de clienții din Moldova, cât și de cei de peste hotare, iar prețul variază în funcție de preferințele clientului.